Absolvenții de liceu au mare emoție. Ei susțin bacalaureatul, proba maturității, care le va da multora posibilitatea de a urma o facultate. Astăzi au debutat probele orale la limba și literatura română. În județul Iași, 4920 de absolvenți, din care 462 din promoțiile anterioare, s-au înscris la acest examen. La proba orală de limba română, care se desfășoară în perioada 6-7 iunie, participă 4500 de elevi. Adevăratele emoții vor începe însă odată cu probele scrise, care vor avea loc în perioada 27-30 iunie. Despre acest subiect voi discuta cu doamna profesor Mihaela Țura, inspector școlar adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Iată prima zi cu emoții pentru absolvenții de liceu. Care sunt următoarele probe pe care aceștia le vor susține? Deci astăzi au fost probele de... Deci a fost evaluarea competențelor lingvistice la limba română, astăzi și mâine, 6-7 iunie, apoi de pe 9, deci 9, 12 și 13 iunie sunt competențele, proba de evaluare a competențelor digitale, urmând ca în perioada 14-16 iunie să se desfășoare evaluarea competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională. Urmează probele scrise, care debutează pe data de 26 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, apoi pe 28 iunie proba scrisă la matematică sau istorie, deci proba specifică profilului, iar pe 30 iunie este proba specifică profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe data de 5 iulie până la ora 16. Între orele 16 și 20 se depun contestațiile la centrele de examen, pentru ca rezolvarea contestațiilor să permită afișarea rezultatelor finale pe data de 10 iulie. Așa cum ați spus, de pe 26 încep probele scrise. Da. S-au stabilit deja centrele în care vor fi examenele? Da, vor fi. Chiar astăzi am primit aprobarea, deci vom avea 15 centre de examen organizate la nivelul județului Iași. Sunt mai multe, mai puține față de anul trecut? La fel. Sunt la fel. Da, cam aproximativ, pentru că numărul de candidați este cam același. Deci anul acesta avem 4920 de candidați înscriși. Anul trecut am avut peste 4800. Deci cu aproximație același număr de candidați și centre. În acest an veți lua măsuri speciale? Știu că în anii trecuți au fost sălile supravegheate cu camere. În continuare se păstrează această procedură. Ordinul de ministru care a fost, este în vigoare în acest an, ordinul 5070 din 2016, prevede monitorizarea audio-video a tuturor sălilor de examene. Prin urmare vom aplica aceeași procedură ca și în anii anteriori. Nu este o noutate, candidații sunt obișnuiți cu acest gen de monitorizare, pentru că și la simulările examenelor naționale desfășurate anul acesta, deci au fost două, una în decembrie și una în martie, cei care sunt acum în clasa 12 au susținut și în clasa 11 o simulare, deci au fost obișnuiți cu această procedură de monitorizare audio-video. La ce procent de promovabilitate se dorește să se ajungă în acest an? Știu că mereu ați crescut. De la an la an ați avut procentul crescător. Așa este. În fiecare an am avut un procent de promovabilitate bun, situat peste media la nivel național. Sperăm și în acest an să avem un procent cel puțin egal cu cel de anul trecut. Noi sperăm la mai mult. Sperăm. Și să fim peste media la nivel național. Cum a evoluat acest procent în ultimii ani, dacă ați observat? Acum 2 ani, deci în 2015 a fost în jur de 74, pardon, 2014, apoi 2015-2016 peste 77% a fost procentul. Știm că peste două săptămâni și elevii de clasa 8-a vor începe probele scrise. Spuneți-ne calendarul examenelor naționale. Elevii de clasa 8-a finalizează în această săptămână cursurile. În perioada 7-9 iunie se înscriu, urmând ca pe 19 și pe 21 iunie să susțină probele scrise la limba română, limba și literatura română și la matematică. Știm deja câți candidați sunt pentru acest an? Având în vedere că înscrierile debutează mâine, noi putem să estimăm numărul. Vom avea probabil peste 8.000 de candidați, pentru că peste 8.000 de elevi avem absolvenți, deci avem elevi înscriși în clasa 8-a, pentru că absolvirea este în această săptămână.
și noi sperăm să aveți cât mai multe elevi și vă urăm spor la treabă. Vă mulțumim pentru prezența la invitatul zilei. Vă mai așteptăm aici. Mulțumesc frumos!